Nu mai spun de faptul că domnul primar își dorește foarte mult să fie înconjurat de elevi, elevi îmbrăcați sumar, poate în momente sau de, atunci când temperatura aerului, temperaturile aerului sunt extreme. Și eu o să le propun, nu conducerii... Cum adică elevii stați elevi îmbrăcați sumar atunci când te trebuie? Sumar, adică în ciorape de mătase, într-un costum tradițional, dacă sunt chiar temperaturi pe minus. La asta mă referam. Ca o înțelegea cu totul da, altceva. Deci trebuie să mă... Dacă este reformulez. Mai bine reformulați. Da, reformulez. La spectacole, festivități de tot felul, pe faleză, la patinoar, la, în Parcul Monument, de cele mai multe ori, liceul de artă trebuia să se prezinte acolo cu elevii artiști, să cânte, să recite poezii, să scenete, în costumații specifice, care nu pot, fi formate din șube și căciulile foarte groase. Asta am vrut să spun, îmi pare rău că am fără în explicație. Și o să le cer nu directorului liceului de artă, ci colegilor mei să boicoteze pe viitor toate activitățile primăriei, da? Ca domnul primar să înțeleagă importanța acestui liceu și să nu mai facă afirmații pe care nu le stăpânește în integralitate. Nu a fost vorba de nicio suplimentare, pentru că eu sunt profesor la liceul de artă.